Nu suntem dator nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor! Ascultă Ora de Istorie cu profesorul Daniel Lișcan Ora de Istorie doar la Radio Someș în fiecare miercuri ora 16 și în reluare sâmbăta de la ora 12 Ascultă Ora de Istorie pentru a descifra împreună tainele istoriei județului Bistrița Năsăud, a Transilvaniei și a României. Ora de Istorie cu profesorul Daniel Lișcan, doar la Radio Sobeș. <fie> Sărut mâinile domnilor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, bine v-am regăsit la ora de istorie aici la Radio Someș. Stimați ascultători, am plăcerea de a avea în studio alături, pe, uh, alături de mine pe preotul Vasile Rus din Nepos și pe domnul Gheorghe Șanta uh, un martor, să zicem, uh, a Evia, în carne și oase. Care ne va împărtăși și ne va povesti despre cel care face obiectul emisiunii de astăzi. Este vorba despre luptătorul anticomunist Gheorghe Pașca, pe care eu l-am numit Haiduc, în momentul în care am dat titlul emisiunii de astăzi. Bună ziua, domnilor! Mulțumesc pentru amabilitatea pe care ați avut-o de a răspunde invitației de a participa la ora de istorie. Bună ziua! Bună ziua, Doamne ajută, mulțumim domnule profesor și pe, pe, pentru invitație. Salutăm marea familie Radio Someș și pe ascultătorii noștri. Înainte de a începe dezbaterea despre Gheorghe Pașca, permiteți-mi, stimați ascultători, să vă reamintesc numărul de telefon 0263 212500 număr la care puteți suna și interveni în direct cu uh, întrebări sau cu opinii legate despre, uh, în legătură cu tema pe care o discutăm și anume Gheorghe Pașca, un haiduc împotriva comunismului. Uh, n a fost singurul haiduc, sunt convins. Uh, aș începe uh, cu o întrebare adresată părintelui Vasile Rus. Uh, părinte, uh, nu de mult ați uh, o văzut lumina tiparului, să zicem așa, ediția a doua văzută și adăugată a cărții pe care dumneavoastră i-ați dedicat-o lui uh, Gheorghe Pașca, Viața și Jerfa Moroșanului, care și-a dus viața, sau o parte din viață, pe meleaguri năsăudene, așa, în încercarea sa de a se împotrivi uh, regimului comunist instaurat în 1945. Întrebarea mea sună în felul următor, părinte. Uh, ținând cont de faptul că este a doua ediție a cărții despre Gheorghe Pașca, ce v-a determinat să o... Să o reluați, ca să zic așa. Știu că ați avut-o încă de la, prima, de la prima apariție a lucrării sau de la prima ediție a lucrării a cărții dedicată lui Gheorghe Pașca. Îmi spuneați că v-au rămas câteva uh, aspecte, hai să le zicem, neelucidate, nelămurite. Ați reușit să le lămuriți? Da. Sunt trei motive pentru care, care justific acest demers al meu. Primul este trebuie că actualizat, trebuia actualizat, adusă la zi și anume în anul 2017, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a făcut o ultimă cercetare în cimitirul din Năsăud pentru a afla o semintele luptătorilor anticomunist Gheorghe Pașca și a tovarășului său, Gavrilă Rus, care a fost uciși în 5 februarie 1956 pe izvorul Bichigiului. Nu au reușit să le afle, iar concluzia finală care a fost este că o semintele lor s-au pierdut în timp datorită unor înhumări care au avut loc ulterior după anul 1956 și din această privință trebuia adusă la zi și trebuia clarificată situația din acest punct de vedere. Al doilea motiv reprezintă invitatul nostru de astăzi, domnul Gheorghe Șanta, care m-a sunat după apariția primei ediții a cărții, și m-a invitat până la dumnealui, de fapt dânsul mă contactase și cu câțiva ani înainte, dar nu știu cum s-a întâmplat, că n-am reușit să iau legătura cu dumnealui. A sunat-o pe soție, soția a omis să-mi spună și uh, m-am m-a sunat spunând un părinte, rogunte din suflet să vii până la mine, am urmărit efortul dumitale și demersul dumitale, vreau să-ți mărturisesc, să vă împărtășesc mărturia mea despre Pașca, pentru că l-am cunoscut personal. L-am vizitat, i-am luat mărturie, este una extraordinară, care concordă cu dosarul aflat la Cinesas. Și mi-am dorit foarte, foarte mult ca această mărturie să fie cuprinsă, este chiar în ultimul capitol al cărții da. Întâlniri cu Pașca. Al treilea motiv reprezintă sărbătoarea izborului tămăduirii din acest an, unde am fost invitat de către Academia Română, care a înființat în Dragomirești un centru de studii pe tema rezistenței anticomuniste. Aici avem un primar, Vasile Țiplea, pe care vreau să-l ferici, care a făcut ceva unic pentru administrație locală, punem baza acestui centru de studii și am fost invitat să prezint această carte, viața și toate eforturile mele privind în care am cercetat acest dosar. Apoi l-am -am pus în acord cu mărturiile orale, am găsit martori în viață și acest centru m-a rugat să să facă această reditare a cărții, își doreau cartea, mai erau și alți oameni dragi, cum sunteți dumneavoastră, domnule profesor. A, părinte, lasă că... Alte instituții <laughs> care se ocupă cu, cu cinstirea și memoriei luptătorilor, jertfei luptătorilor anticomuniști. Într-un cuvânt, pe scurt, acestea, este, acestea sunt motive de mersul meu. Da. Uh, Mi-aș permite să mă adresez uh invitatului special, aș putea spune de astăzi, domnul Gheorghe Șanta. Domnule Șanta, dacă bine am reținut din uh, cartea Părintelui Rus, în momentul în care l-ați întâlnit pe Pașca, erați în de vreo 18 ani, dacă bine mi-am Exact. Așa. <coughs> Bănuiesc că până vă întâlni cu Gheorghe Pașca, ați auzit de el, auzit răz de el. Da. Uh, mă gândesc Că la 18 ani, uh, poate vil fi, vil, veți fi închipuit pe Pașca, nu știu, nici nu știu cum să, cum să zic, așa un fel de, nu extraterestru, supraom sau mai știu eu cum, pentru că vedeți, vârsta, hai că și eu am avut, toți am avut 18 ani în care suntem aici în studio, deci în momentul în care auzim de fapte de genul ăsta, domnule, s-o pus de-a și o rânduire și așa mai departe, domnule, înseamnă că voi ne mai pomenit individul. Ce impresie v-a făcut prima întâlnire cu Pașca? Subiectul Gheorghe Pașca era un subiect la modă în acea vreme. Toată lumea a discutat despre isprăvile lui Gheorghe Pașca din Săliște, care se petreceau mai ales în zona în care lucram eu, în zona Telciu, Fiad, Gersa, Valea Secii, Parva, în zonele cu exploatări forestiere aparținând întreprinderii forestiere de exploatare și transport năsăud. Eu eram angajat, adică m-am angajat în vara anului 1955 în, la Ifetul Năsăud și am nimerit în unele zone pe unde de obicei umpla Iorghe Pașca. Am aflat ca toată lumea despre isprăvile lui și pentru că mă întrebați cum mi l-am imaginat, vreau să vă spun că, într-adevăr, ca un copil care eram la Anea, mi-l imaginam ca un, o personalitate ieșită din comun. În cele din urmă, m-am apropiat de părerile celor mai mulți oameni din vremurile acelea care îl vedeau ca un mare erou ca un luptător uh, al uh, reprezentantul oamenilor de atunci împotriva unei rânduiri care uh, se instala și promova interesele de cele mai multe ori contrare intereselor oamenilor de atunci. Da. Uh, domnule Șanta, permiți să vă întreb un lucru. Uh, la momentul... Deci nu, și vă spun de ce vă întreb pe și nu întreb pe Părintele Rus. Uh, bănuiesc că la vremea respectivă nemu nemulțumiți erau toți oamenii de ceea ce se întâmpla în țară. De instruagarea comunismului, mă rog, uh, luat pământuri, uh, proprietăți și așa mai departe. Uh, cum de au fost totuși atâta de puțini, atâta de puține persoane care s-au opus pe față acestor fapte ale comuniștilor. Pentru că, repet, sunt convins că nemulțumiți erau toți. Bine, toți în sensul, toți ăia care munciseră și aveau și cărora comuniști aveau ce să le ia, că dacă mie nu avea ce să mi ia, ce-mi lua? Praful pătobă. Deci nu aveam de ce să fiu nemulțumit. Dar ca și Pașca, au fost mulți cărora li s-a luat. Ce credeți că l-a îndemnat pe el să fie, să, să, nu știu, să se răzvrătească fățiși? Eu am înțeles poate ceva mai târziu, nu chiar atunci, că nemulțumirea lui era nemulțumirea omului însetat de libertate. Nemulțumirea omului din această zonă geografică care are în sângele lui un anumit grad de libertate, un anumit grad de independență în ce privește bunurile lui. Și că nu acceptă amestec în treburile lui în ce privește uh, mica lui avere. El, omul nostru de atunci, și cred că și acum, uh, are pretenția și are dorința să fie respectat el și bunurile lui. Pașca nu era un om bogat, după cât am înțeles, după ce l-am am... cunoscut mai bine. Uh, el era un, un om mai degrabă mândru. Uh, aș zice să confrunt se confunda poate cel mai bine cu firea uh, oamenilor, a românilor din această zonă. Cu firea moroșenilor. Cu firea moroșenilor și a, și -a celor de pe Valea Someșului. Da. Că au uh, bineînțeles cam aceleași aspirații, cam aceleași dorințe din viață. O, oh, cum, și, și vecinii. Și vecini. Geografic. Multe dar, multe da. lucruri se transmit. De exemplu, Pașca îmi spune, mie de multe ori că el ar fi vrut să aibă un băiat ca mine. Uh, nu spunea un fiu da, sau un ficior. Da, un băiat. Un băiat. Pentru că în zona asta, părinții le spun la copii băiat dacă e, e, băiat, dacă e... Uh, așa, sau băietă dacă e fată. Sau băietă dacă e fată. Da. Așa, așa se, uh, și asta se întâmpla. Și am reținut la Pașca chestia asta, că zice băiat, ar vrea să am un băiat ca tine. Deci acestea au fost dorințele oamenilor care au devenit până la urmă vis-a-vis -vis de politica care s-a declanșat în anii de după război față de politica statului care se ducea de, de a limita proprietatea, de a se lua proprietatea. Da, deci să înțeleg că sprijinul pe care localnicii îl acordau lui Pașca și altor, mă rog, luptători anticomuniști. Uh, era și pentru că îi vedeau, îi vedeau pe aceștia un fel de reprezentanță ai intereselor lor în, uh, hai să zicem, uh, în raport cu statul român din acea vreme? Exact. Pentru că uh, marea majoritate a oamenilor, foarte puțini, am trăit uh, în anii printre oameni între oamenii simpli din această zonă și mi-am dat seama că el era perceput ca un simbol. Ca un simbol a intereselor celorlalți din această din zonă. Din această zonă, da. El nu era un om bogat. Am înțeles, am înțeles. Uh, dar cum se, cum se face că, uh, mă rog, inclusiv copii tineri, mai citisem în cartea părintelui, că inclusiv, deci dumneavoastră erați un tânăr de 18 ani, dar inclusiv copii, bine la îndemnul părinților, în general se spune că în copii mai mici așa nu, ai, nu trebuie să ai uh, încredere, că nu se știe când scapă câte o vorbă. De, uite, la Pașca, nu la Pașca și la alții nu s-au întâmplat chestită de genul ăsta. Așa erau educați de către părinți sau și, și lor le era, cum să, cum să zic, uh, sădit în, în uh, în gândire în ăsta, sau era prezentat Pașca exact cum spuneți dumneavoastră, ca un simbol al, al, acestor, al acestor zone? Într-adevăr, oamenii așa l-au perceput și, zic încă o dată, l-au perceput ca un erou, ca un simbol, ca un exemplu, ca un, cum ziceți dumneavoastră, un reprezentant al lor. Și din această cauză, el era simpatizat peste tot. Dar nu în totalitate, am, am găsit atâția oameni care au fost gata să-l vândă, să să-l trădeze Și oameni care nu erau de acord cu el, desigur numărul lor erau destul de mic Dar marea majoritate a oamenilor gândeau ca și el Da, părinte, înțeleg că vreți să aduceți niște completări, vă În găduința dumneavoastră vreau să amintesc faptul că am găsit numeroase mărturii din dosarul scris al lui, dar și mărturii orale iar faptul că a rezistat atâția ani, 8 ani de zile, căutărilor disperate și sunt planuri și zeci de planuri ale, ale securității, este și sprijinul pe care l-a dat, cum a spus dumneavoastră, populație locale. Să nu uităm că erau cotele în acea perioadă, care erau foarte aspere și erau cei care erau puși în slujba regimului comunist, care mai exagerau câteodată. Deci să înțeleg că n-am greșit foarte mult când l-am numit pe Pașca Haiduc. Da. Altfel, în, general, altfel în, în istoria noastră națională, haidu, se spune că haiducii luau de la cei bogați, mă rog, de la ciocoi, de la cine e ăsta, și dădeau săracilor. Da. Un, haidu, deci, un proscris, un fugar. Deci, din ceea, din ceea ce spuneți, noi, părinte, să înțeleg că Pașca inclusiv îi. mă rog. Îi fugarea, în ultimă instanță, pe preceptorii statului care veneau după uh, să, adune, să cotele. adune cotele de la oamenii din zona? Da. Sunt multe exemple care le-am găsit în acest sens și ei mai exagerau câteodată. Preceptorii mei erau pădurari care erau foarte aspri, aspri, iertați-mă, care pentru un lemn din pădure, care și dacă era căzut rău și nu era doborât de vânt și nu era tăiat din rădăcină, erau foarte, se purtau foarte rău cu populația. Avem exemplul lui Rus Vasile din Romului, cu acel pădurean Dumitrian care a scăpat bietul copil, era slugă la oi, era acolo pe dealul clinului și a scăpat oile în plantație și l-a bătut groaznic pădurarul. Iar Pașca întâlnindu-l, i s-a plâns copilul. După care Gheorghe Vlada împăratul îi întâlnește peste două zile și îi, oferă o corecție destul de aspră, luându-i pușca, dezbrăcându-l în pielea goală, îl bate cu un cu o nuia peste fund, după care îl trimite în izmene la vale, trăgând 3-4 focuri după el, spunând de așa ceva să nu mai faci tu cât, 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 cât vei mai trăi. Da. Permiteți-mi, părinte Vasile Rus, să revin la uh, celălalt invitat al meu, domnul Șanta. Uh, cum a fost, domnule Șanta, chiar prima întâlnire cu Pașca? Sau înainte de. Cum a fost prima dumneavoastră întâlnire cu Pașca? Uh, am înțeles că în, echipa, în echipele cu care lucrați, echipa uh, cu care lucrați, era cunoscut, venea destul de des pe acolo prin zona dumneavoastră de lucru și așa mai departe. Uh, între cei, între, mă rog, colegii dumneavoastră sau din alte echipe, am înțeles că toți îl sprijineați pe... sau, mă rog, aproape toți îl sprijineați pe Pașca. Nu n-au fost cazuri în care, mă rog, să zicem, dintre cei cu care lucrați în aceeași echipă sau în echipe diferite, care să fi încercat să-l vândă pe Pașca trupelor de miliție și securitate? Dintre cei care cu care am lucrat eu, nu s-a întâmplat nici o dată, niciun caz din, de genul celor care le spuneți. Au fost alții care au încercat să-l trădeze, care au încercat să-l toarne. Eu vreau să spun că, referindu-mă la echipa la care îmi spuneți dumneavoastră că am lucrat, într-adevăr, echipa la care am fost eu angajat și cu care am lucrat a fost o echipă de ucraineni din poinile de sub munte. Eu eram uh, cel care am fost acceptat de ei pentru că aveau nevoie de un muncitor, de un om acolo. Și m-au acceptat, bineînțeles, în anumite condiții care ei mi le-au impus, dar eu n-am avut ce face. Le-am acceptat și de la început mi-au spus că eu primesc un salar cam jumătate cât ei sau chiar mai puțin de jumătate și cam anumite obligații în plus, printre care să lucrezi ca și ei la, mă rog, la capătul unui... Ce de lucru, da? La capătul unui fierăstrău de tăiat lemn de calciva nu era pe vremea aia decât fierăstrăie manuale și topoare. Da. Eu să trag cu capul de comună de, o, de, un capăt al fierăstrăului și el de celălalt. Da. Asta s-a întâmplat toată ziua. Dar eu primeam salariu mai puțin decât ei, mai puțin decât jumătate. Asta au fost condițiile. În plus, Trebuia să fac focul toată noaptea, trebuia să aduc lemne de foc. Trebuia de fiecare dată când venim la colibă să ne facem de mâncare, să iau ceaonele lor, să mă duc în vale la izvor, să aduc apă în ceaone, să le pun în, la foc să-și facă de mâncare. Da. Și să întrețin focul toată noaptea, pentru că în coliba în care stăm, iarna mai ales dacă nu era foc toată iarna, toată, toată noaptea, noaptea înghețai. Da. înghețai. Uh, dar, colegii dumneavoastră de echipă v-au prevenit, v-au spus în, a, în momentul în care ați ajuns în echipa respectivă, v-au spus ceva de genul, bă, tine, că paci, vine și Pașca, de... Probabil că dumneavoastră au zis răz de Pașca în momentul în care v-ați dus la în zona respectivă să vă angajați. Da, sigur. Nu, ei nu mi-au spus. Nu -a spus că nimic. Era un subiect uh, ar fi cunoscut. Toată lumea știa de Pașca. Toată lumea știa că vine uh, Pașca în acea zonă. Noi eram uh, stabiliți exact în, uh, în fundul Rebrii, la, la gușetul mic. Era cea mai mare exploatare. Aveam uh, acolo circa 350-400 de oameni. Între oamenii din echipa noastră nu s-a întâmplat niciodată să aud vorberele despre Pașca sau să mi se atragă mie atenția că vezi că vine Pașca și nu știu ce. Eu știam toate lucrurile astea, le-am aflat cum le știa de altfel toată lumea în zona Năsăudului, a Rodnei, a da. Vișeului și așa mai departe. Au fost momente... Uh, trăite de dumneavoastră și colegii dumneavoastră care lucrați în zona pe care o frecventa Pașca, au fost situații în care Pașca, uh, mă rog, v-a luat apărarea sau v ajutat vis-a-vis uh, -vis de cei care veneau în controle sau cei care vă verificau activitatea sau care vă plăteau și așa mai departe? Nu, exista o anumită, cum să zic, o anumită disciplină uh, întronată și respectată de toată lumea. Aici nu se întâmplau asemenea chestii. Mai apăreau uneori discuții și Pașca ne lua apărarea în situația în care vineau controle la exploatările noastre și găseau anumite nereguli în exploatarea lemnului. Așa, zice, așa zisele cioate înalte de cele mai multe ori, care, bineînțeles, se imputau șefului de parchet, dar nu ieri le plătea, că le plăteam noi, da, cei care n-am da. respectat regulile. Da. Asta era o lucruri mai mărunte. Ceea ce vreau să spun de un lucru mai, mai important așa, a, a fost a, cel cu privire la nemulțumirile, unei nemulțumiri legate de plata salariilor de către casierul întreprinderii, care sunt întâmplă o dată pe, pe lună. Da. O dată pe lună, Și s-au uh, răspândit anumite, au ajuns și la Pașca, anumite nemulțumiri ale oamenilor că acest caser le reținea din bani. Făgăt. Fără lor, Fără acordul fără lor. În special, aceste nemulțumiri erau uh, în rândul cărăușilor, care aveau câștiguri mai mari. Un cărăuș pe vremea aia câștiga 800, 900, chiar și 1000 de lei. Din acești bani se vorbea și Pașca a auzit acest lucru că li se reținea 20-25 de lei, ceea ce era o sumă importantă, fără acordul celor care da, da. erau titularii drepturilor bănești din, din statele de plată. Și s-a întâmplat ca, într-o vreme, la sfârșitul unei luni, Pașca să dea un exemplu de ceea ce înseamnă o plată corectă. În sensul că așteptat aștepta, aștepta care a venit de la, de la Tălciu cu funicularul peste munte, în fundul rebrii, și când a coborât din funicular, i-a luat toți banii și, pașca, 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 și toate statele de plată, cu mai mulți oameni de fața lui. I-a numărat banii și statele de plată și a zis, eu fac astăzi plățile și o să-ți dau un exemplu de ceea ce trebuie să faci tu de acum și să nu mai reții la oameni. Și-au plătit toate datoriile care erau pe statele de plată, inclusiv salarul meu, care mi l-a dat. Pe urmă, i-a dat casierului, i-a restituit statele de plată, semnate, bineînțeles, și restul de bani până la ultimul leus. Fărintele rus m-a întrebat și am specificat atunci, Că uh, am fost foarte atent de ce s-a întâmplat. Uh, Pașca nu și-a reținut niciun leu din. Exact din, asta vrem să vă întreb acum. Din restul care a rămas, el l-a a dat casierului și a spus, așa să face o plată. și dacă te mai ai prind, să mai aud nemulțumiri din, din partea oamenilor, să știi că te împușc. Bun, dar după, după ce Pașca au împărțit toți banii conformitate cu statul de plată, și asta. oamenii nu au încercat cumva să-și manifeste, hai să zicem, mulțumirea față de faptul că uh, Pașca le-a dat salariile întregi. Și da. să-i să dea și ei, știu eu, uh, bani sau eu știu. Uh... Au fost, uh, fost într-adevăr încercări. Uh, Pașca nu a acceptat de la nimeni niciun. Uh, Azi spunea, n-am nevoie de banii voștri. Ăștia, banii voștri, luați și băgați în buzunar. Uh, dar. Uh, Uh, el a restituit, a făcut exact socotelele și a restituit, uh, el am ajutat și eu la calcule, uh, și a restituit ultimul bănuț casierului, n a reținut nimic. Da. Uh, oamenii din zonele respective, din uh, echipele de lucrători forestieri și ăsta, îl uh, sprijineau pe pașca cu, să zic, cu alimente sau uh, pașca venea, de exemplu, un locuri să nopteze, de exemplu, în taberele pe unde locuiați dumneavoastră sau ăsta, care erau... Deci, bun, am înțeles, Pașca avea ce avea cu reprezentații statului, casier, nu știu ce, așa, membrii de partid, milicie, securitate, dar cu dumneavoastră, cu oamenii care cum să zic, îl primeați în mijlocul dumneavoastră, sunt convins că dacă ajungea în mijlocul dumneavoastră și era uh, ora mesei sau chiar dacă nu era ora mesei, sunt convins că îi puneați ceva pe masă să mănânce sau un pahar de jinarz pe masă dacă îi trebuia să bea. Deci care au fost relațiile, hai să zicem, între oameni de cu aceleași, mă rog, nu știu dacă ne neapărat cu aceleași aspirații, cu aceleași dorințe, dar între niște oameni simpli. Da. Deci dumneavoastră vă vedeați de treaba dumneavoastră De lucrul dumneavoastră la uh, Parchet, la, mă rog, la uh, pădure Pașca își vedea De treaba lui, adică să se ascundă Și să se să ascundă de autorități Și să, mă rog, în unele situații Să-i sprijine pe oameni Da. Deci ce povesteați, de exemplu Dacă vă întâlneați, seara, venea Pașca, seara Și vă găsea la o, o poveste după o zi de muncă da, sunt mai multe întrebări. O să-mi permit să le iau în ordine în care le-a spus. S-a întâmplat de mai multe ori să vină Pașca în... sau să pice la noi în perioada în care mâncam. Așa. Noi ne aprovizionam de la magazinele de, apro... de, a... de samuri, să ziceau secție de aprov aprovizionare a muncitorilor forestieri. Noi de acolo ne aprovizionam. Alte feluri de mâncări nu aveam decât uh, în situația în care ucrainenii mergeau acasă și după câteva zile vineau și își mai aduceau ceva suplimentar în afară de ce să găseau la magazinele noastre. Dar vreau să spun că de fiecare dată când uh, pica peste noi și noi eram la masă, de fiecare dată îl invitam. Și îi dam și noi din ce aveam. S-a întâmplat de mai multe ori că ne-a servit și el. Mai ales cu băutură, deși niciodată nu l-am văzut băut, nu l-am văzut beat pe Pașca niciodată. Dar de fiecare dată avea o sticluță la el. În special o băutură care era mult căutată atunci, mult apreciată, se numea alaș cu rum. Era un fel de, cum să zic, un amestec de rom și cu altă, un alt fel de băutură mai dulce, deci alaș cu rum. Uh -huh. Era o băutură căutată atunci și apreciată. El, o, de obicei, o găseam și ne da și nouă câte un păhăruț, că avea un păhărel totdeauna la el. Și ne da câte, câte, câte un păhăruț. Noi nu beam. Eu eram prea tânăr pentru a mai bea câte o dată bere, altceva nu beam, dar gustam câte un par de, de țuică. Ucrainenii erau uh, uh, pocăiți. Ei nu beau deloc. Dar eu mai beam cu pașca câte un pahar Și de cele mai multe ori, în afară de alimentele care noi le oferam și le gusta și mânca din ceea ce ofeream noi se întâmpla că și el avea în raniță anumite feluri de mâncare În special caș de oaie, urdă, pâine Că pe vremea aia noi nu găsem pâine la magazinele da. Nu era pâine, iar mâncam numai mămăligă Mămăligă, brânză, slănină, sărată, astea erau mâncările de, de noastre de bază. Dar el ne servea și din mâncările care le avea el, cum vă spun, aceste produse. Și era un fel de obișnuință la noi. Era des, foarte des, vinea Pașca pe la noi și mă întreba, mai ales pe mine, care eram solicitat să mă duc la șeful de parchet pentru întocmirea unor documente cum sunt state de plată, pontaje, situații de plată și așa mai departe. Și mă întreba, că de, de știam totdeauna, faceam și actele de lichidare la muncitorii care plecau și de angajarea celor care soseau, mă întreba cine au mai venit, cine au, cine au, au plecat dintre oameni. Și le, știam că aveam actele lor la, la sosire și îi uite, au venit oameni din uh, zona poinile de sub uh, de unde aveam mulți muncitori. Aveam, uh, pe urmă, oameni mai mulți din uh, zona Argeșului, din zona Sebeșului, uh, din zona Tărciu, uh, din zona uh, Parva, Gerța, uh, din uh, Coșbuc, nu prea erau, nu lucrau oameni la exploatare. Din uh, Fișeu mai erau. Și cei care plecau, desigur, cam tot în aceste zone, da. uh, plecau acasă. Și eu îi spuneam, bineînțeles că el își făcea anumite socotel sau el știa să uh, deceleze, mă rog, uh, din ceea ce îi spuneam eu și uh, cam de unde erau oamenii care veneau și plecau, el trezea anumite concluzii. Era frică de niște infiltrații, probabil. Lui el partea știe că sunt printre muncitori, sunt infiltrați uh, reprezentanții a securității și a miliției. Dar nu se temea atât de oamenii uh, care lucrau la exploatări forestiere, după cât mi-am dat seama. Se temea mai ales și uh, ne, ne spunea despre cei infiltrați la stânile din zona de munte, din zona noastră. Acolo acolo mai ales ne spunea că uh, a găsit uh, infiltrați reprezentanți ai securității. Da. Uh, domnule șanta. Uh, clar, cu dumneavoastră muncitorii uh, forestieri nu au avut, uh, nu au avut uh, pașca treabă și ăsta, dar uh, din ceea ce uh, de spuneți, că avea, uh, mă rog, clar, umblând de pe munte, pe munte cunoștea pașca, cunoștea o grămadă de oameni. Ați auzit din poveștile care circulau la vremea respectivă ca Gheorghe Pașca să fi nedreptățit pe cineva nevinovat? O chestie foarte dificilă. Am auzit de atâtea ori, nu odată, de cazuri în care Pașca l-a împușcat pe cutare. Eu am zis nevinovat. Deci, auzeam că l-am pușcat. A. Pe urmă vineau informațiile. De ce l-am pușcat? A, da, da. Păi, niciodată nu s-a întâmplat să găs să aflu sau uh, uh, să se întâmple efectiv uh, ca uh, pași ca să, să se fie răzbunat pe cineva, să fi pedepsit pe cineva pe nedrept. Pentru că după, după știre, imediat vineau informațiile de da. ce. Da, da, da. Și uh, cei care... Uh, erau victimele lui Pașca, erau cei care îl căutau să-l să -l, să, -l, să -l toarne, să-l bândă. De asta v-am întrebat, domnule Șanta, pentru că, în general, autoritățile comuniste la vremea aceea îl prezentau pe acești luptători împotriva orândurilor ca niște cum să zic eu, răufăcători bandiți. Uh, ca niște bandiți și care omoară așa, fără niciun, fil, niciun fel de discernământ, omoară oameni de treabă care își văd liniștiți de familii și de muncile câmpului și așa mai departe. Deci de asta v-am adresat această întrebare. Exact. Nu mă am văd că părintele uh, Vasile Rus vrea să ne aducă Aș vrea așa să, să lămurim și această problemă a victimelor lui Pașca, Va care le-a avut în urma în confruntărilor cu securitatea, întrucât circulă foarte multe legende și sunt multe aberații pe tema asta. Sunt cinci victime pe care care au căzut în urma confruntării cu Pașca și aici vorbim despre lupta din 4 iunie 1953 de la buncărul de pe Comarnice, când Securitatea Baia Mare uh, are un uh, pluton de 30 de soldați, uh, fac o misiune, întreprind o misiune și unul dintre soldați vede că ia să fum și începe să tragă ca nebunul în pământ. După care, ce restul, încep să tragă, erau două buncări acolo, într-unul stătea Gheorghe Pașca, soția lui Ioana Vlad și copila de 11 luni și la vreo distanță de 5 metri era altul în care stătea Gheorghe Vlad al împăratului. Și au început să tragă împotriva buncărelor, iar ei atunci s-au apărat. În această luptă care a durat aproximativ două ore au căzut cinci subofițeri. Este sublocotenentul Iosif Șipoș, uh, uh, șeful securității Vișeu și alți încă patru subofițeri care făceau parte de la acea misiune, din acea misiune. Uh, calculaseră greșit această misiune pentru că și-au uitat grenadele acasă, lipsa grenadelor, Pașca, având niște grenade dintre acestea fumigene, a aruncat două grenade, a reușit să fugă împreună cu Gheorghe Vladar împăratului, dar a rămas uh, soția lui Ioana Vlad, care a refuzat să se predea pentru că era și însărcinată cu fiul, fiul mic George și era fetița de 11 luni. Acum... Sunt foarte mulți care să spun, am întâlnit și opinie, o spun foarte clar, eu nu spun și nu susțin despre Pașca că este un erou și nu-l declar erou, dar este luptător anticomunist. Luptător anticomunist pentru că uh, regimul comunist i-a anulat dreptul la proprietate, trebuie să spunem foarte clar. Cea pe din Săliște a confiscat moara și stupină. Iar el n-a putut riposta. Apoi, uh, a început, fiindu-i fiind, fiind confiscată proprietatea, s a opus fățiși sistemului. Iar securitatea l-a agățat cu acea pușcă care era un cadou, știm povestea da, ei, de la găgele, ca bol, să vină să o predea. Albealea. Iar el a considerat că este proprietatea lui și a refuzat să o predea, și-a luat arma și a fugit în pădure. Ascultând Radio Vocea, Vocea Americii, apare foarte clar în dosar, apar spus aceste lucruri. Radio Vocea Americii, care tot timpul încuraja, nu era numai el. Vorbim de o întreagă grupare de rezistență anticomunistă în anii începând cu anul 1949 până în până în 64, când Ion band avea ultimul luptător anticomunist din Banat. Iar el avea această nădejde și această speranță, cum spuneau americanii, că vor veni, vor aduce regele înapoi și vor fi reinstaurate principale drepturi. Acum, deci vorbim primul drept la proprietate, al doilea drept la libertatea cuvântului. Acum, să fim cinstiți. Regimul comunist și bolșevic a permis libertatea cuvântului. Iar eu... din această privință, da, este unul dintre cei mai longevivi luptătorii anticomuniști, Ogoranu a rezistat mai mult ca el până în anul 75 s-a ascuns într-un pod, într-o casă și a fost descoperit regimul, iertați-mă, guvernul american a intervenit pentru el fiind salvat, fiind salvat. că s-a, ziceți s-a mai potolit după anul 1964 după decretul 304 că au fost eliberați că tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o stare de acalmie și S-au așezat lucrurile, asta este cu totul altceva, dar regimul comunist s-a instaurat începând cu 1946 cu falsificarea alegerilor, în acest mod. Cum a spus dumneavoastră, sunt câțiva care au avut curajul să se împotrivească, printre care a fost și bunicul meu primarul tot de Dumitru de rebre, el n-a tras niciun foc de armă, doar s-a înscris într-o astfel de organizație anticomunistă, Liga Națională Creștină, Pașca a ripostat. Jumătate din luptătorii resistenței anticomuniste, în luptele cu securitatea, au ripostat și au căzut victime și din partea securității. Acum, securitatea zic că ei au fost eroi. După, și Pașca Bandit, da? Și Pașca Bandit, începând după anii 90, sunt unii care spun că sunt ăștia alții eroi pentru că au avut curajul în vremurile acelea să se opună și să reziste. Istoria va hotări. Eu cea mare bucurie că am putut să-i scriu viața acestui Eu M-a uimit curajul lui extraordinar. M-a uimit și ce-o fi fost în sufletul lui când a intrat în această hora morții? Pentru că știa clar că da. securitatea nu va face nicio concesie. Doresc să-i mulțumesc domnului Șanta din suflet pentru că mi a împărtășit această mărturie extraordinară. Dumneavoastră, domnule profesor, Radio Zomes Părinte, stați un pic, pun la mulțumit. Stăm, stăm. Uh, domnule Șanta, uh, cât, cât, ce perioadă ați uh, fost, așa să zic, uh, în legătură cu Pașca? Deci am înțeles că ați lucrat în zona respectivă din 55. Da. Așa, câtă vreme ați lucrat acolo? Până în 56, în ianuarie. Deci vreme de vreo jumătate de an. Ceva mai, bine, mai ce mult, Ceva da. mai mult. Ce vreau să vă întreb. În uh, perioada în care dumneavoastră ați fost acolo, l-ați văzut personal pe Pașca, l-ați stat de vorbă cu el, ați băut un parc de să împreună cu el, uh, nu încercat să atragă de partea lui pe nimeni? Deci prin discuții, la un foc de tabără, la un parc de jinax, la un vin fiert la ăsta, cum discută bărbații la un nou iarna sau, mă rog, seara, după ce își gata ziua de muncă. Nu încerca să atragă pe nimeni de partea lui. Să nu fie singur, să nu... Nu cred. Deci dacă, ziceți nu ziceți, că, deci dacă ziceți că nu credeți, e clar că pe dumneavoastră nu încercat. El el încerca de fiecare dată să ne povestească anumite nedreptăți care îi se făceau lui, și încerca să explice uh, gestul lui, fapte, faptele lui. Uh, nu încerca să-și găsească partizani, să zicem, da. pentru că îmi face impresia că prezența mai multor oameni pe lângă el în condițiile alea de munte ale uh, vieții în munți, mai degrabă îl deranja îl deranjo, da. decât, uh, decât îl ajuta. Pentru că iată, într-o perioadă eu nu l-am cunoscut, de exemplu pe, pe împăratul cum îi zicea dar toată lumea da. noi așa îi ziceam împăratul nu l-am cunoscut, am auzit despre el Pașca ne-a povestit de mai multe ori dar în perioada cât a venit la noi era singur pentru că ne-a explicat odată Pașca nouă că au avut anumite uh, neînțelegeri, cumpăratul și s-a despărțit. Probabil asta era și explicația că nu erau împreună. Da. Uh, de unde am uh, înțeles că el nu ar fi vrut să se erigeze așa într-un într fel de conducător de oști uh, protestatare, să zicem. Da. El vrea să ex își exprime protestul lui, nemulțumirea lui. Mai ales încerca să explice că el nu face nimic rău, că el atât lucru care, care pretinde să-i să, să lasă a lui. Și în special punctul culminant al hotărârii de a fugi în munți a fost nepredarea puștii. Eu am văzut pușca lui, am ținut-o mână, mi-a dat-o să mă uit la ea. Era o, o carabină cu lunetă pe care avea pe patul puște avea uh, o stemă, o stemă regală. Și ne-a explicat că a primit-o de la Carol al II-lea în perioada cât era în exil aici la Bistrița, și era însoțit, uh, l-a luat pe uh, Carol al II-lea în uh, partidele lui de vânătoare pentru că era un vânător extraordinar. Și la o anumită împrejurare i-a făcut cadou această pușcă, da. la da. care el ținea foarte mult. Da. Părinte Vasile Rus, pe unde e pușca lui Pașca? Părerea mea, e ascunsă în pe, pe pădurile din pisăliște. Pe deci munt. nu s-a găsit? Nu. Deci în momentul nu. în care el a fost omorât și ăsta, deci pușca nu s-a găsit? Există o fotografie în dosarul de la Cinesas cu patru puși care le avea el, dar niciuna dintre ele n-au acea gravură minunată de argint care arăta faptul că aparținuse unui prinț german venit în... în Munții Căliman, pe domeniile regale, acolo pe Pașca era paznic de vânătoare și avea această misiune să-i apere pe membrii familiei regale. L-a salvat pe unul dintre acești prinți, l-a salvat, este mărturia fiului său George, este această fotografie care am găsit-o în casa lor și ca recunoștință și-a văzut prințul moarte, l-a salvat de la moarte până la urmă. I-a dat arma din care probabil acum ar valora zeci de mii de euro, fac așa o comparație. Dar pentru el era o valoare, avea o valoare sufletească pentru că ridica la rang de rege. Da, nu știu nu, cum să zic, nu neapărat valoarea de zeci de mii de euro. Eu mă gândesc că ar avea o valoare extraordinară pentru urmașii lui Vasile, lui Gheorghe Pașca. Da, și mai ales faptul că provenea din familia regală. Ridica la rang de rege. Da. Ținea, ținea deci acea nu, 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 se mai știe Părerea mea este că nimic. prin să pădurile din Săliște, prin munții Țibleș, a avut, o, a avut, o groază de ascunsători și-a pus, el și-a pus tot felul, avea ascunzător în care și-a pus cartușa pe gând, hai să, să, ne gândim, cum ar fi putut rezista 8 posibil, ani de zile? Posibil O posibil, Posibil să o fi ascuns Pașca, chiar Pașca. Da, el a ascuns. El a ascuns. El da? ascuns. O dacă bunul Dumnezeu va rândui și va dori cineva, o va găsi și va dori să, să, să o, declare, Nu da. trei probabil și, acel, și acest moment. Nu uh, numai un pic, uh, Petrica, Surprinde mă, te rog, mergi mai surprins. La modul ne plăcut, dar mai surprins. Stimați, stimați ascultători, ne apropiem de finalul de finalul emisiunii. În câteva cuvinte, părinte Vasile Rus, ce ne mai pregătiți referitor la luptătorii anticomuniști? Uh... Mulțumesc, sunt apropiat de rezistența anticomunistă, asta pentru că am vorbit de bunicul meu primarul ieri la Dumitru. A fost anul 2009, dialog cruci, când i-am desumat de acolo. De acolo a urmat o luptă mea personală pentru ca să le spun lumii istoria jerfei și a suferinței lor patru monumente care s-au ridicat apoi ulterior și pe Valea Some și aici la BIS, această carte, după care am legat o prietenie strânsă cu domnul profesor Gheorghe Petrov. Eu am mai zis, da. cel care se ocupă de partea practică a Institutului de Investigare a Crimelor Comunism. Bun, ce mai aveți în proiect să scrieți? Cu domnul Bun, profesor... Dacă, dacă puteți să dați din casă, dacă nu, nu. Putem. Cu domnul profesor Viorel Rus, vreau să-l rog să reedităm împreună Marea Carte a Rezistenței Anticomuniste din județul nostru. Județul. Eu m-am mai aplecat un pic, poate un pic mai mult, și pe Găzile Libertății din Delureni. Avem aici Gheorghe Pașca, avem și tare, tare mi-aș dori să fie reeditată Cartea Mare, a rezistenței anticomuniste. Da. Asta pentru că, până la urmă, este vorba despre adevăr și să învățăm ceva, eu zic, din istorie și din tot ceea ce s-a întâmplat. În accepțiunea mea este foarte important ca orice regim care este și care va veni să respecte aceste două drepturi esențiale care sunt scrise și în Carta ONU. Dreptul la proprietate. Asta este. Avem proprietatea noastră prin munca noastră care trebuie să ne bucurăm de Părinte. așa. Și dreptul la libertatea cuvântului. Părinte, atâtea de multe drepturi și libertăți sunt trecute în Carta Drepturilor Omului și a Cetățeanului Gheferească Dumnezeu. Cred că nici cei care le-au scris nu știu cât e îs. Dar păi noi care nu le respectăm. Pentru mine sunt esențiale pentru că oamenii aceștia au uitat în acele vremuri turburi în care s-a instaurat bolșevismul, eu spun, eu nu îi spun comunism, eu îi spun bocan cu bolșevic. <coughs> au, avut, cu, au avut curajul, au avut curajul să spere, Mulți alți au făcut compromisul așteptat, nu-i judec, este alegerea lor, dar au avut curajul să spere că au fost nenorociți după aia și regimul i-a călcat în picioare, da. că urmașii au rămas orfani, cum a fost și în cazul tatălui meu. Da. Uh, purtăm stima. aceste lucruri în suflet Mai doresc îngăduința dumneavoastră Îngăduința lui Petrica, Petrica nu. Să vă spun că televiziunea română Va difuza în această vară Un documentar despre viața Lui Gheorghe Pașca Am fost la buncărele de pe Valea Bichigiului Documentarul va fi unul extraordinar no, Să vă deci mai spun că oglăriș. Gheorghe Rus Vărul lui Gavrilă Rus Vrea să ridice o cruce de piatră acolo În apropierea no. buncărului unde a avut loc a doua luptă Mulțumesc domnului Șanta din suflet Pentru această uh, măturie dumneavoastră Radio -Someș. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate. Și eu vă mulțumesc pentru amabilitatea pe care ați avut-o de a participa la emisiunea de istorie de la Radio Someș. Domnilor și domnilor, să ne auzim cu bine.